Uitați, oameni buni, cum se vine cu mașini de poliție, cu caguliști. Suntem acuzați de o sumă de 6.000 de euro furați, care noi nu am furat nimica. Au făcut controale și nu au găsit nimic, au făcut controale. De la A la Z am anunțit. Avem... Sunt poliția în fața noastră, caguliști. Loviți. Un mandat de percheziție au făcut pe numele nostru, precum noi am fi furat sumă de 6.000 de euro. Nu s-au găsit ceva la noi? Bani? Nu. Da, nu te-am întrebat prima ta, domnul polițai, s-au găsit ceva? Nu știu. În controlele făcute nu s-a găsit nimic, nicio sumă de bani, da? Domnul Mihai Calcararu, am rugăminte să rog din suflet să mă ajute, că ieri, pe 10-a, 4-a, am avut foarte mari percheziții la casă, fără să fiu vinovată și învinuită cu 6.000 de euro, care copiii mei nu au fost la treaba asta. Mi-a intrat pe abuz de puteri, la minorul de 14 ani, mi l-a oprit de cap și eu mă rugam și plângeam, vă rog, lăsați-l fi somnolos. Nu l-a putut prinde de cap, oferi copilul capul, l-a prins de umăr și l-a trântit la pământ, jos, strâga. Și eu îi rugam, lăsați-l fi somnolos, nu știi. Nu mai știu ce să mai fac, îs distrus, nu m-am mașină de poliție, am la poartă azi, iar două echipaj, comisarul, domnul comisar care a fost ieri la percheziții, iar au venit astăzi din nou, două mașini de poliție, mașini mai ceva ca la crimi. Și când, de urmăririi doi, și nu au găsit nimic în casă și i-am implorat foarte frumos, plângând, să mă ies în pași, că-s cu inima, bari în pastelele, să-l iau inimii, eram vânătă. Eu a ieșit pe urmă iar polițai, m-am săturat câte mașini au fost ieri și azi, iar din nou, nu mai știu ce să mai fac. Eu cu inima mă cer să nu fac impact. Calcararu, să mă ajutați, că nu mai știu ce să mai fac. Mă chem așa și noaptea trezar, când atâtea mașini de poliție. Cum mi-au acuzat diaconul Dumitru, cu suma de 6.000 de euro și într-un când nu o găsit nimic la noi, nimic. Și tot insistă să vină poliția, tot insistă. Insistă și astăzi iar au venit. De două majumâni, iară bine. Dar nu știu pentru și cum, că nu o găsit nimic. Mihai, din suflet, ajutați-mă, că nu știu unde să mă mai duc. Copiii și înțiți, muncesc cu ziua, fac bănuți și înțiți, m-am săturat de atâta... Alo, bună dimineața, domnul Andrei Buzuleac la telefon. M-am întrebat în legătură cu un caz în care foarte important, în care am intrat marcații pe sine în casă, cu anumite, când noi am fie, au văzut că am furat anumite sume de bani, în care în urma percheziției nu s-a găsit absolut nimic și încă interesau să vină la partea noastră. Purtătorul de cuvânt de la inspectorat spune că a ridicat bunuri de la tine din casă. Da, a ridicat de la noi bunuri, a ridicat o bicicletă care noi am cumpărat-o. Ei a spus că e furată, dar noi nu știm, nu ne-au lăsat o dovadă la mână pe cum ar fi furată. Așa e. Ai acte că e a ta. Okay? Ai acte doveditoare că e a ta. Noi am cumpărat-o, dar nu am cumpărat-o cu acte. Ei au venit pentru o sumă de bani de 6.000 de euro, domnul Andrei, care am fost acuzat că am fi furat suma de bani. Una la mână, când ne-a intrat peste noi în casă, ne-a agresat verbal, pentru că după ce ne-a culcat la podea, a început să ne arunce cuvinte și chiar, de exemplu mie, ne-a aruncat cuvinte, băi, prăpăditule, și-a mai departe, stai jos cu car, și-a mai departe. Cine ți-a aruncat cuvintele astea jignitoare? Poate? Cine te-a jignit? Caguliști care erau îmbrăcați, evident, că doar nu era poliția, să mă jignească, că îi cunoșteam, îmi dai seama. M-a întrebat de ce dorm în pelea goală și multe altele. În care la fratele ăla mic l-a fost bocan cu pia și era cu piciorul, fratele ăla de 30 de ani era cu bastonul, dar nu se face așa. Ați spart ușa peste voi în casă?
dacă nu a apucat să spargă cu deschis, stai că nu la timp. Deci e intrat peste noi după ceva nelunge, o arta mandat de percheziție. Nu i-au lăsat o dovadă la mână, precum care și cum a fost peste noi. O arta mandat de percheziție. După vreo 20 de minute. Normal din ușă, știu că se arată mandatul de percheziție și după aia intră peste oameni, nu? Dar unde a fost percheziția? În Iași. Că ieri din Chisinau... Comuna Balș, măi, Comuna Balș. Ah, în Comuna Balș. E cazul cu băiețașul ăla, cum îl cheamă, cu... A apărut pe toate site-urile acum, a făcut așa vulvă pe Facebook. Că poliția Iași... Știu la ce site vă referiți. Vă rog, am nevoie de un punct de vedere cu privire, pentru că polițiștii, atât cât și mascații, inspectoratul este acuzat pentru abuz în serviciu. Deci, la data de 10 aprilie a fost efectuată o percheziție la domiciliul unui bărbat din Comuna Balș. În urma percheziției, bănuit de furt calificat, percheziția a fost efectuată în baza mandatului de percheziție emis de către judecătoria Pașcani. În urma percheziției au fost ridicate mai multe bunuri susceptibile a proveni din activități ilicite, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt. Băiatul a fost reținut? Ce bunuri au fost reținute, dacă puteți să-mi spuneți? Nu pot să vă ofer aceste informații momentan. Vreo sumă de bani a fost ridicată pentru că femeia spune de undeva de 600 de euro. Nu. Am înțeles. Deci băiatul este suspect într-un dosar. Mandatul de percheziție a fost emis în cadrul unui dosar penal. Și în baza mandatului de percheziție a fost efectuată percheziția. Bun, dar băiatul este suspect, să înțeleg. E martor. Ce este în dosar? Nu știu ce calitate are băiatul în dosar. Am primit de la parchetul de pe lângă judecătoria Pașcani o adresă, este martor într-un dosar de cercetare penală. Bun, și atunci dacă băiatul este martor, deci s-a făcut lui percheziții? Pentru că s-a depus o plângere penală împotriva lui. Pentru că a fost emis mandat de percheziție pentru acel domiciliu, pentru acel imobil. Vă mulțumesc foarte mult. Percheziția, după cum a spus, a fost în baza mandatului de percheziție emis de către judecătoria Pașcani, da?